Lângă iile cosute, manual și-au găsit locul perfect creațiile sezonului de toamnă ce poartă semnătura artistei Carmen Poenaru, una dintre cele mai apreciate pictorițe ale momentului. Taioare, fuste, jachete, rochii de seară sau eșarfe și batice pictate manual, toate sunt deja admirate și cumpărate de doamnele sau domnișoarele care își doresc să arate foarte bine în acest sezon. Așa se face că galeriile Good Art au devenit unul dintre locurile favorite nu doar pentru amatorii de antichități. Astăzi am lansat creațiile vestimentare și nu numai ale Carmen Poinaru, ale lui Carmen Poinaru. Ne bucurăm foarte mult că a venit în galeria noastră și să știți că băcăoanii au cerut și chiar au întrebat de Carmen Poinaru încă de când am deschis, dacă nu avem creațiile ei, atât pe partea de pictură, cât și creațiile vestimentare. Ne bucurăm că avem și creații vestimentare, deoarece galeria noastră, așa cum au spus și clienții noștri și apropiații noștri, au spus că aici galeria este ca o casă, este ca un loc pentru suflet, să căutăm un cadou frumos, să ne destindem, să ascultăm o muzică bună, să admirăm o pictură reușită și valoroasă. Și atunci se impunea să avem și creații vestimentare unicate. Ca orice artist, Carmen Poenaru își dorește recunoașterea publicului, indiferent dacă este vorba despre creațiile vestimentare sau despre picturi. Am venit pentru că vreau să susțin doi tineri foarte frumoși și cu o inițiativă extraordinară de a deschide o galerie cu foarte multe zone de interes. Ea face o notă aparte în peisajul galeriilor din Bacău pentru că se adresează oamenilor care au mai. Deci nu se adresează numai iubitorilor de artă majoră și de asta însemnând pictură, grafică, sculptură, ci se adresează și celor care iubesc frumosul în artele decorative. Contribuția mea în acest context este o notă de modernitate pe care eu aduc acestei galerii prin creațiile mele vestimentare, prin noua colecție de toamnă, câteva piese pe care i le-am adus sare, care se integrează foarte bine. Cum Carmen Poenaru lucrează acum la o nouă expoziție, plăcutele surprize vor continua pentru iubitorii de frumos.